este să mulțumesc cadrelor medicale. Sunt cadre medicale din multe orașe din România, multe sunt din Iași, sunt din Botoșan, sunt bineînțeles de aici, din Bacău, sunt din Cluj și acest lucru este extrem de important, este și simbolic, care arată responsabilitatea pe care majoritatea membrilor corpului medical o arată față de semenilor, față de pacienților și faptul că au venit și fac acest voluntariat în slujba unei alte comunități, cred că este extrem de important. Este poate și un moment în care putem să lansăm un apel în această perioadă dificilă tuturor categoriilor de profesioniști din sănătate, fie că lucrează în spitale, fie că lucrează în ambulatorii, fie că sunt medici de familie, să participe la acest efort de a proteja populația României. Fac un apel la toate cadrele medicale în această perioadă dificilă să participe la efortul de protejare a sănătății populației din România. Lucrul ăsta legat de responsabilitatea pe care o avem față de comunitățile în care trăim sau în care ne desfășurăm activitatea, trebuie să fie exemplu care să ducă la un viitor sănătos pentru populația din România. Dacă nu ne implicăm, organizații ale societății civile, organizații religioase, bineînțeles autorități și profesioniști din sistemul de sănătate, să găsim o formă de colaborare, să dezvoltăm modele de bună practică și să putem să asigurăm sănătatea concetățenilor noștri sau să putem să le alinăm suferința atunci când sunt bolnavi.